Oameni, locuri, produse tradiționale, economie, turism și sport, toate acestea se regăsesc în brandul județului Bistrița Năsăud. Noi ne-am dorit să facem mai mult de atât, să aducem la oaltă niște elemente fără de care turismul nu poate să existe. Și ne referim la partea de infrastructură, de investiții, dezvoltare, turism, produse locale, economie, dar și o colaborare și o promovare a lucrurilor pe care noi le avem. În brandul județului, tradiția are un loc important, de aceea sunt cuprinși producători tradiționali și meșteri populari. Virginia Linul și fiica ei sunt cunoscute pentru costumele populare pe care le fac și au contribuit la dezvoltarea acestei tradiții în comuna lor Salva. Faptul că sunt parte din brandul județului este o mândrie pentru meșterii din Salva. Casă, îmi croim, de toate și să și are toate ce le facem. Și la dansatori, și la cântăreți, și la... În toate părțile, care cum și trebuie, la tezile facem. Sperăm ca toată lumea să-și dea seama că istoria județului nostru merge pe drumul foarte bun, realizând totul tradițional și la o înaltă calitate, așa cum a fost de demult, pentru că fiind atenți la toate detaliile, atunci mergem pe drumul cel bun și ne promovăm cu totul natural. Județul e reprezentat și de licorile sale aducătoare de veselie, țuica și vinul, dar și de o inițiativă a unor tineri de a reînvia un traseu de mocăniță care este asociat deja cu vizitele la podgoriile din județ. Noi considerăm că proiectul mocăniței se încadrează perfect în județ, în partea de sud a județului ca și brand, pentru că cumva acoperă cam toată partea de sud și cumva... Noi credem că împreună putem să ducem mai departe și cumva proiectul nostru poate să continue. Vinul pe care îl producem noi este la foarte mare căutare, atât în țară cât și peste hotare. Un brand care nu a început cu noi și nu se termină cu noi. Îi din cele mai vechi timpuri și merge mai departe datorită produselor. Vom fi mândri în județul Bistrița Năsăud să avem un brand care să ne reprezintă județul în întreaga lume. Prunele de Bistrița, care întreaga lume sunt căutate, și nu numai prunele, și lichioarea noastră care este, țuica de prună este de calitate superioară. Publicul prezent la lansare a admirat o colecție de imagini impresionante din județ și a aflat că din 2012 s-au atras în județ fonduri de 1,4 miliarde de euro în investiții publice de infrastructură rutieră, sănătate și recreere. Bistrița Năsăud, poarta Transilvaniei, va face parte din ruta cultural-turistică Porțile Transilvaniei, alături de Brașov și Sibiu, în cadrul programului de promovare a locurilor inedite demarat de Consiliul Europei.